Bună seara, domnule Sabău. Dezamăgire mare după acest meci. Cum ați caracteriza jocul per total? Per total, un joc bun. Câteva ocazii importante. Am jucat destul de curajos. Am avut încredere să jucăm posesia. Puteam să încheiem jocul în minutul 87-88 la acea ocazie imensă a lui Vali. S-a întâmplat, a venit la ultima fază acea greșeală, la fel, în careu, ridici mâna 11 metri, ne ducem în prelungiri, reușim să egalăm și vin penalturile care, din păcate, am fost iarăși acolo, este a doua oară care ratăm și nu reușim să ne calificăm mai departe. E trist, dar ce să facem? Asta ne meseria. Cât putem, încercăm să ne revenim 2-3 zile și mergem înainte. Ce să facem? Dan Istor spunea că e posibil ca Miza să-și fi spus cuvântul, având în vedere ocaziile imense ratate în această seară, poate în alte zile ar fi fost transformate în gol. Da, da. Dezamăgire mare. Toți sunt foarte, foarte afectați pentru că anul trecut am pierdut cupa la 11 metri. Anul acesta aveam posibilitatea să facem istorie, să ne calificăm într-o cupă europeană foarte importantă pentru viitorul acestui club, viitorul nostru până la urmă, dar asta e. Nu ați mai putut privi loviturile de la 11 metri. La un moment dat am văzut că v-ați așezat pe bancă. Era greu de privit. Da, aici nu e chestie de superstiție, n-am vrut să mă urc, n-am vrut să privesc. Cum a fost per total, cum ați descrie acest sezon pentru Cluj, acum că s-a terminat? În unele momente, un sezon bun, multe meciuri bune, de calitate. Așa părea că avem identitate ca joc, ca și posesie. Am fost la un pas să ne calificăm în play-off. Am ratat fără să avem un joc spectaculos, dar am avut chiar la ultima fază, mi-aduc aminte, cu voluntariu, ocazie imensă. N-am reușit. La fel, n-am reușit să jucăm o finală, luând la fel la ultima fază gol și putem să mergem în prelungiri. Da, cu foarte multe momente bune, frumoase, dar și cu momente mai puțin plăcute. Acum întrebarea e cum va arăta Cluj în sezonul următor? Vor fi multe schimbări? La ce să ne așteptăm? Da, mâine, și la cald, nu vreau să... Nu-i bine să iei decizii la cald. Mâine vom avea o discuție, suntem mai mulți oameni responsabili cu ce înseamnă achiziții, vom decide cine va rămâne, cine va pleca, ce jucători putem să aducem. Sunt deja niște jucători care sunt pe punctul de a pleca, nu? Daniel Popa e aproape de acest... Bine, la el se mai pune probleme, el a plecat. Ante, da, care este împrumutat, se va întoarce la Craiova. Un jucător pe care v-ați bazat. Da, trebuie să fim foarte, foarte, cum să spun eu, corecți și atenți, fără sentimente, fără, știu eu, emoțional, să luăm deciziile cele mai bune pentru acest club, să vedem cine pot să ridice nivelul, cine face față la presiunea care vrem și eu îmi doresc foarte mult să jucăm la un alt nivel. Pentru mine este un eșec. Poate mulți spun, ce bine a jucat Cluj, ce... Nu, e bine când te califici, obiectiv ratat și nu este în regulă. Suntem foarte, foarte dezamăgiți. Eu personal, în primul rând. Mulțumim, seara bună! Seara bună!